Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Scene și Cuvinte, emisiune dedicată teatrului și oamenilor săi. A avut șansa să se întâlnească cu teatru încă din liceu. A adus senzualitate și prospețime într-o trupă fenomen din ultimii 10 ani. Iubește scena, iubește platoul de filmare, este iubită de ele și mai ales de publicul de orice vârstă. Are deja succes, este inteligentă, este solară, este puternică și cu siguranță deja un nume în teatru și în filmul românesc. Ana Crețu, actriță a teatrului Toma Caragiu din Ploiești. Bine ați venit! Bine v-am găsit, ce descriere! Wow, m-ați compleșit! Bine v-am găsit și mă bucur că sunt aici, e o onoare! Și noi ne bucurăm, mai ales că faceți nu de mult timp parte din oficial din echipa teatrului Toma Caragiu din Ploiești și cred că era nevoie de un aer proaspăt și solar. Da, sunt de aproape un an actriță angajată la Teatrul Toma Caragiu și mă bucur să fac parte dintr-o trupă cu închegată, cu actori talentați și așa ca o comunitate, asta simt eu când vin la Ploiești. Bucureștiul are tendința de a deconecta oamenii unii de alții, iar faptul că vin într-un oraș mai mic și teatru îi apropie pe oameni, da. Am spus nu întâmplător că ați avut norocul să vă întâlniți cu teatru din liceu. Haideți să începem dialogul cu această perioadă în care, absolvind și un liceu de prestigiu, ați avut și foarte multe activități extrașcolare. Este vorba de Colegiul Național Gheorghe Lazăr, da? Sunt mândră să spun că sunt lăzăristă. Da. A fost o perioadă foarte frumoasă și mai ales prin prisma trupei de teatru a liceului. Adică asta a fost și un motiv pentru trupa care am dat... AS. Da, trupa de teatru AS, coordonată de Andrei Gheorghe. Încă mai există, încă mai funcționează. Deja atunci funcționa de 5-6 ani, dacă nu mă înșel. Și încă funcționează, are ceva 16 ani, 17 ani de activitate. A fost unul din motivele pentru care am vrut la Colegiul Național Gheorghe Lazăr și pentru că, evident, era un colegiu foarte bun. Și pentru că arăta minunat și avea 5 migiu aproape. Era aproape de 5 migiu, exact. Dar mare parte pentru că avea această trupă de teatru. Și acolo m-am și simțit cel mai bine, cea mai iubită, oamenii cu care m-am conectat cel mai bine, cumva. O perioadă foarte, foarte frumoasă. Deci în niciun caz liceu cimitir al tinereții mele, ci din potrivă liceu corabia vieții mele. Pe mine mi-a dat un soi de libertate liceu, deși era un liceu foarte bun, nu am simțit că am fost foarte stresată, poate și pentru că am avut o specializare mai lejeră, filologie, și atunci am putut să mă bucur de toate activitățile extrașcolare, să mă bucur de viața de adolescent, de festivaluri, de mers prin țară la festivaluri și de repetiții și de să intru cumva ușor-ușor în lumea asta a teatrului. Da, a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Ați fost legată de, și sunteți, cred, legată încă de festivalul de la Alexandria. Da. Ce frumos că știți asta. Da. Da, pentru mine, cred că unul din momentele decisive în care am zis da, chiar mi-ar plăcea să fac meseria asta, este când am fost la Alexandria, care se recunoaște, nu este urât. Un cel mai frumos oraș, este un oraș destul de anost, care în perioada, în august, timp de o săptămână jumate, două săptămâni, devenea extrem de viu, exact. Și de colorat și plin de prospețime și energia aia tânără. Da, și nu numai asta, faptul că erau foarte mulți oameni pe care eu îi admiram din meserie, din actori și tineri care doreau să facă teatru, în efervescența aia, în lumea aia, m-am simțit, am zis, Doamne, mă simt eu cu oamenii ăștia, vreau să fiu. Așa vreau să fiu. Da, aici vreau cu oamenii să fiu. Ăștia, da, asta e acasă pentru mine. Au și avut unul din dictonurile într-unul din ani, a fost când mai venim și noi acasă, acasă fiind Alexandria,
Foarte frumos, foarte da. Frumos. Și am reușit să mă apropii de niște oameni și să inspir așa un pic din aerul lor, din niște actori pe care îi admiram la vremea aceea. Să înțeleg că v-ați dorit întotdeauna să fiți actriți, ați urmărit Gheorghe Lazăr și pentru trupa de teatru, v-ați simțit acasă din adolescență în lumea teatrului. Asta v-ați dorit întotdeauna? Dintotdeauna. Ați fost o norocoasă însemnând... să știți care vă este drumul? Am fost destul de norocoasă, da. Am fost destul de norocoasă. Totul a pornit destul de... și a continuat destul de firesc, foarte natural, așa. N-am simțit hâcuri, n-am simțit mari... Hopuri, mari da, întreruperi. Exact, conflicte interioare, pentru că am fost și susținută din afară, adică de părinții mei. Și da, totul a părut natural și aș dori tuturor să trăiască așa ceva. După a fost un pic altfel, dar vorbim mai încolo despre okay. asta. Da, a fost natural, totul a venit din faptul că mama mea m-a dus foarte des la teatru, de prin clasa 6-a, 7-a, 8-a deja, în 8-a mergeam de câteva ori pe săptămână la teatru, vă zisem aproape... Tata zicea că era foarte impresionat că îmi făceam liste. Notiția. Ce spectacole am văzut, cu ce actori, unde mai pot să văd actorul ăsta care mi-a plăcut. Unde am deci erați un spectator mult. Deja profesionist da, de da, da. Mică. Și absorbeam tot. Cred că asta a contat și a făcut parte din devenirea mea, faptul că eram ca un burete care voia să extragă tot și să unde îmi plăcea ceva la un actor, încercam să... Cum mergeam să vă distrați la teatru? Mai... Nu să mă distrez. Era nu, altceva. Era... Nu, n-ai zice distracție, nu. Îmi plăcea mai degrabă să merg la drame, la... Da. Unde se suferea mult. Pentru că, da, aveam o tendință de fire melancolică, cumva. Acum m-am schimbat un pic, dar în adolescența asta era melancolia. Aveam să sufăr, să... Și, da, în general mă impresionau dramele acolo. Și acolo mă conectam eu foarte tare cu teatru. Oriunde se întâmpla acel lucru miraculos care se poate întâmpla în scenă între două personaje, între doi actori, momentul ăla de grație, cumva, pentru ăla eram un spectator care abia aștepta. Abia aștepta. Da. Și mă făcea foarte fericită să simt asta. Ați mai păstrat această inocență a spectatorului, această bucurie desăvârșită în fața scenei, acum când îi știți dedesubturile, uh-huh. i-ați intrat în miez, ați păstrat-o, ați reușit să o păstrați? Sau priviți un pic critic? Depinde de spectacol și depinde de probabil starea pe care o am în momentul respectiv. Cred dângă că mă pot emoționa profund ca un copil, ca la 14 ani, spectacole de teatru și e minunat că e așa, da. Că altfel mi-ar fi greu să... Adică ar fi mult prea, o viziune mult prea cinică și n-aș putea să fac asta. Da, am nevoie să mă întorc la fata aia de 14 ani, dar desigur nu mai sunt fata de 14 ani și atunci e un echilibru între criticul care spune acolo da, n-a fost poate. Bine, s-ar putea... Dar, în general... Merg cu sufletul deschis la spectacole, nu mă duc, ia să văd ce au făcut ăștia. Nu pleca să vânați greșelile colegilor în sau... Dacă tot am bătut drumul până acolo, vreau să văd aspectele pozitive. Exact. Plus că, evident, văzând sute de spectacole de teatru, gustul tău devine ușor rafinat. Dacă citesc jurnalele mele din clasa 8-a, totul mi se părea extraordinar. Toți actorii erau foarte buni și spectaculoși. Evident, cu privirea naivă de atunci, dar e minunat și e perfect la... A fost o etapă. A fost o etapă. Și trebuia să fie așa. Necesară, da, clar. De la teatru de amator, dintr-o trupă de teatru de liceu, când s-a făcut pasul spre o scenă profesionistă, pe Românește, cine a pus ochii prima dată pe dumneavoastră? Și a văzut acolo pe actrița Ana Crețu, nu doar o adolescentă îndrăgostită de teatru. Da, păi după facultate, cumva, nu a fost în timpul facultății, cred că nu. Anul 3 am jucat prima oară chiar la teatru. Primul spectacol pe care l-am jucat vreodată în spațiu profesionist a fost la Teatrul Toma Caragiu, Avarul, al lui Cristi Juncu.
regia lui Cristi Juncu și da, de acolo să zicem că a fost după anul 3, Cristi Juncu lucrase deja cu mine la o licență și probabil a vrut să continuăm lucrul împreună și așa am ajuns într-un teatru profesionist, apoi Unchiul Vanea, regia la Ploiești, unde ați avut un rol mare. Da, da. Sonia, un rol frumos, un rol dorit de toate actrițele, cred. M-a bucurat foarte tare să fac rolul ăla, da. Și m-am prietenit foarte tare cu Sonia și încă are un loc special în inima mea. Da, o perioadă frumoasă. Da, domnul Cristi Juncu, prima oară. Deci o primă mare întâlnire. O primă mare întâlnire cu domnul Cristi Juncu, apoi cu Sânziana Stoican. Am mai lucrat cu niște colegi de regie, Florin Liță, Diana Tănase și apoi, cred că în anul 2 de master, da, la mine nu aș zice că a venit deodată. Toate lucrurile pe care le-am făcut... A venit cu muncă. Toate lucrurile pe care le-am făcut au fost așa, cu cărămidă peste cărămidă. Nu am simțit că m-a luat și pe nu sus. Nu așa ar trebui să fie mereu? Poate așa... Cred că fiecare are drumul lui. Poate ăsta a fost felul meu și că așa mi-a dat cel de sus ca să nu... Poate să-mi pierd uzul rațiunii. Să nu vă înrucească un succes rapid exact. Și facil. Eu îmi doresc o carieră de lungă durată și îmi doresc să fac roluri importante și consistente de-a lungul întregii vieți, Doamne ajută. Și atunci, da... Cred că cărămidă peste cărămidă e o metodă bună de a ajunge unde îmi doresc eu. Da, și în anul 2 am început să filmez pentru seriale. Atunci, să zicem că a fost un tip de succes, așa, ușor copleșitor pe alocuri. Adică eram... Și ați devenit vizibilă, pentru că serialele, pentru un actor de teatru, înseamnă o rampă spre vizibilitate. Da, da, da. Culmea e că îți dai seama când ajungi la televizor dacă îți doreai cu adevărat sau nu asta. Pentru că era un moment, adică au fost... Are și riscuri. Da, 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 are și riscuri. Și am încercat să împac cât de bine am putut toate lucrurile și partea asta mai comercială și teatrul la care eu mă întorceam mereu, pentru că acolo îmi plăcea, de fapt, și încă îmi place, acolo e acasă pentru mine. Și în paralel cu seriale a fost întâlnirea cu domnul Victor Ioan Frunză. Aici, da, voiam să ajungem, trupa fără nume. Da. Noi vedeam aceste spectacole minunate, Nicoleta Hâncu, minunată actriță, stăpânea rolurile feminine. Da. Și da, cred că și în această trupă a fost nevoie de un aer proaspăt și atunci, dacă nu mă înșel, ați apărut cam în același timp cu Corina Moise. Nu, Corina era înainte. Mea. Da, 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 era înainte. Și pe urmă Blanca Doba, deci universul feminin al domnului Victor Ioan Frunză s-a extins. Tudor Cucu, Dumitrescu, am intrat amândoi în trupă, cumva. Cred că am intrat înaintea lui, totuși, da. Cred că înainte. Da, da, da. Am dat un casting, asta s-a întâmplat. Am dat un casting, au făcut pentru, nu știu cum s-a întâmplat, foarte rar face chiar așa deschis casting. Au făcut un casting deschis la Teatrul Metropolis pentru rolul Duniașa din Livada de Viș. Da, da, de Viș. Și... Ce puțin s-a jucat, din păcate, acest spectacol. Da, da. Îmi pare rău că mi-era drag. Pentru mine a fost ceva extraordinar. Eram la Teatrul Metropolis cu colegii pe care admiram, actori. În Livadă era și doamna Oana Pelea, Oana Pelea și domnul Mircea Rusu, Andrei da. Huțuleac, Corina Moise, Nicoleta Hâncu, toată trupa, Gio da. Costin. Da, erau... Eu eram în culmea fericirii acolo. Eram foarte, foarte bucuroasă să lucrez la rol și cu domnul Victor Ioan Frunză. Da, și așa a început totul, cumva. Am luat acel casting și... Erați foarte, destul de tineri, erați toți din trupa domnului Frânză. Da. Care era raportul între prietenie și, nu știu, competitivitate? Între... Vă băteați pe roluri? Nu.
Nu, că nu se dădea casting pe rol. Adică domnul Frunză deja... Alegea? Da, 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 alegea direct. Nu, nu se bătea nimeni pe roluri. Nu. Tot ce puteai să faci este măcar să fii la fel de bun, ca partenerul tău de scenă. Adică asta era, cred că ne creștea unul pe celălalt, faptul că erai în scenă cu Corina Moise și te uiteai la ea cât de bine e, cât de bine joacă și ziceai ok, și trebuie să fac și eu ceva. Fiu la fel. Nu, asta în momentele rele, că de obicei n-ar trebui să fii atent la cum joacă partenerul în scenă, ci la ce se întâmplă între personaje. Nu, în niciun caz. Dar existau momente în care mă simțeam intimidată de partenerii cu care eram în scenă. Adrian Nicolae, de exemplu, e un partener intimidant, dar eu aveam destul de multă încredere în mine încât să zic, pot să fiu și eu la fel de bună ca ei. Deci, da. Ce spectacol vă este foarte drag pe scena de la Metropolis? Mi-a venit repede în cap. Și nu neapărat, și am mai spus asta în mai multe rânduri, nu neapărat prin prisma rolului pe care eu îl jucam, ci prin totalitatea spectacolului. Pentru mine zbor deasupra unui cuib de cuci a fost un spectacol foarte, foarte, foarte drag mie. Adică îmi plăcea enorm să stau în culise și să mă uit efectiv la ce se întâmplă în scenă. Un spectacol mare de echipă care venea după mulți ani de pauză, după un succes imens al spectacolului Horea Popescu în anii 80, și pentru mine a fost primul spectacol care m-a îndrăgostit iremediabil de teatru în calitate de spectator. Ce frumos! Zbor deasupra unui cuib de cuci, țin minte tot. Domnul Piersic. Și, da, Domnul Piersic și Costel Constantin și toți. Uh-huh. Oricând domnul Frunză a pus acest spectacol, așteptările erau foarte mari. Deci era acea emoție să vezi ce fac acești tineri dintr-o piesă iconică, dintr-un spectacol simbol al acelor ani. Și într-adevăr a ieșit un mare spectacol. Da, cred că e un handicap când există acest spectacol emblematic, dar da. Cred că trebuie acea deschidere de care vorbează dumneavoastră, ca și tu, spectator, să investești cu încredere. Sigur, da, da, da. Să-ți dai seama că nu ar trebui comparate după mine, că nu au cum să fie la fel. Vremurile nu sunt. Actorii sunt diferiți, tipul de joc e diferit. Mesajul capătă alte conotații. Mesajul, pe ce voia să pună accent domnul Frunză, adică din piesa Zbor deasupra unui cuib de cuci. Toate sunt diferite și cred că asta e și frumos în meseria noastră. Mi-a luat mult timp să înțeleg că nu mai există ce aveam eu la școală, nota 10. Nu puteam să iau nota 10 la teatru. Puteam să fac tot ce ținea de mine și să-mi exprim propriul potențial la nivel maxim, dar nu se va putea compara niciodată cu potențialul altei actrițe care e total altfel, și unică și în alt fel minunată. Și atunci... A fost frustrant la început, că eu trebuia să fiu cea mai bună. Sunteți ambițioasă. Da. Și până când mi-am seama că există frumusețe în asta, că poți să privești o altă colegă care e extraordinară și nu înseamnă că tu ești mai puțin extraordinar. Da. E tot o altă latură a meseriei, a profesiei, a drumului în teatru. Da. De la cine așteptați, în ghilimele, nota 10? De la public, de la critici, de la familie, de la prieteni, de la colegi? Interesant. Da, cred că pentru mine cel mai mult a contat. De public nu mi-e teamă. Nu simt că de obicei mă îmbrățișează destul de călduros. Mai degrabă de oamenii din meserie, de ce zice regizorul, de ce zice colegul de la un alt teatru, când vin criticii sau asta mă distruge psihic. Teamă. Da, mi-e teamă, recunosc. Dar încerc ușor, ușor să nu-i mai iau ca pe niște etaloane, că și ei sunt la rândul lor niște oameni. Cu doza lor de subiectivism, cu zilele lor. Exact, cu contextele în care sunt ei, cu relațiile pe care le au ei cu oamenii. Deci e foarte complicat. Și atunci
încerc în interiorul meu să existe o, cum să zic, detașare, da, și un echilibru interior în care eu cu mine față de munca mea să mă evaluez. Ceea ce nu înseamnă aroganță, ci înseamnă o formă de apărare a ceea ce faci mai departe. Da, cred că trebuie să avem încredere. Ce facem. Că dacă după ce ieșim, mai ales la început de tot, în liceu, așa făceam, după spectacol eram. Nu, că n-a fost bine, că nu. Măcar dacă simți asta, nu mai spune, pentru că niciun spectator care vine la tine și zice felicitări, chiar dacă tu crezi că n-a fost bine, nu o să se bucure că te vede sau la aplauze, să ieșim spășiți. Da. Noi știm că ar fi putut fi mai bine. N-ajută real pe nimeni. Cred că trebuie să te asumi, evident, face parte din viața unui actor, mai ales dacă joci mult, să-ți dai seama că nu ai cum în fiecare seară să fie la fel de bine un spectacol și nu depinde totul de tine. Adică tu poți să faci ce ține de tine atât. Mă gândeam uneori că suntem tentați să scriem despre o piesă de teatru imediat la premieră, prima vizionare și atât. Cred că ar trebui, nu știu, să vedem acel actor în repetiții, la premieră, la un timp după premieră și abia atunci să îi analizăm jocul. De acord. Sunt foarte de acord. Ar trebui să facem dacă apare o cronică petiție despre, nu știu, un spectacol, despre un actor, mai există șansa ca acel critic peste 6 luni să vină să revadă spectacolul, să vadă dacă s-a așezat, dacă s-a îmbunătățit, dacă a crescut, a scăzut? Cred că dumneavoastră puteți să răspundeți la întrebarea asta. Da, cel mai probabil nu. Cel mai probabil nu și e destul de trist. Deși am văzut oameni din industrie care revin la spectacole pentru că le-a plăcut. Și atunci descoperă alte lucruri. Știți că uneori descoperim parcă că e alt spectacol. Da. Pentru că noi eram altfel, probabil. Și dumneavoastră erați altfel și noi suntem altfel. Adică mie mi se pare că un spectacol ar trebui să crească și așa simt de obicei, pentru că ajungi la un tip de relaxare mai mare după câteva spectacole, în sensul bun, relaxarea aia concentrată, mă refer. Un tip de relaxare care îți permite să nu fii încordat. Și atunci umbli la detalii, la finețuri. Da, ai nuanțe mai multe. Poți să te bucuri și tu de joc mai mult. Nu în sensul ăla de a depăși limite și a face glume doar ca să râdă lumea. Nu, în niciun caz. Nu. Îți respecti rolul, îți respecti partitura, dar te bucuri mai mult, îți dai voie mai mult. Eu asta simt. Îmi place mai mult să joc un spectacol după 3-4 reprezentații, mă simt mai relaxată. Vorbiți de bucuria de a juca și de acea relaxare pozitivă a actorului într-un rol. Știți unde se simte, unde am simțit eu, relativ la dumneavoastră și la cei care jucați, la Centrul Lumina. Uh-huh. Acele spectacole de la Lumina, într-un cadru nu foarte prietenos teatrului. Auster. Auster, da. Da. E o hală unde s-au amenajat o scenă, niște scaune, dar se face teatru. Da. Și spectacolele care s-au jucat și care sper să se mai joace acolo, Școala Nevestelor, l-am văzut vreo 3-4 ori, minunat spectacol, o comedie cu adevărat de văzut pe timpurile acestea, Tinerețea Noastră, Îndoiala de dincolo, sunt foarte bune și în acest spirit al echipei și al bucuriei de a juca. Da, cred că ce s-a întâmplat la Centrul Cultural Lumina e o dovadă că teatru e făcut din oameni și din echipe puternice și dornice să facă teatru. Și cred n-am atins întâmplător subiectul Centrului Cultural Lumina. E o perioadă în care și existența acestui centru este pusă sub semnul întrebării, din păcate. Da. Și da, e nevoie de spații alternative sălilor clasice de teatru. Da, e nevoie. În continuare îmi doresc să, adică nu e un... Nu e ceva de dorit să joci într-o hală la Romexpo, dar în continuare îmi doresc o sală de teatru. Mă bucură scândura și scena adevărată, dar încerc să apreciez și genul de spații alternative care oferă șanse oamenilor să se exprime artistic. Da, din păcate e o perioadă nefastă și nu știm încotro vor lua lucrurile. Eu sper măcar câteva din spectacolele minunate de acolo să se joace, dacă nu acolo, în alte spații, pentru că e foarte mare păcat. Un astfel de spațiu
deja cunoscut iubitorilor de teatru, dar non-conformist pentru cei clasici, spațiul de la un teatru, unde dumneavoastră ați avut un, cel puțin ce știu eu, un spectacol foarte bun, un spectacol premiat, Lecția. 2016-2017, mai... Da, da. Acolo, să știți, știți ceva, dar ăla a fost un spectacol de dizertație. Da, în regia, găzduit de câteva ori sau o dată de două ori, nu mai știu exact. Dar a fost la un festivaluri. Parcă. Da, am fost în multe festivaluri. Deci ați văzut spectacolul? Da. Mă bucură. V-am spus că am văzut. Mă bucur. Vă urmăresc de multă vreme. Mă bucură, da. Mă bucură. Da, era un spectacol catartic pentru mine, adică mă simt, îmi plăcea foarte mult să joc, foarte, foarte mult să joc. Și echipa cu care lucram era foarte, foarte faină, cu Andrei Redinciuc, pe care îl admir și acum ca actor, în regia Dianei Tănase, colegi. Oameni apropiați cu care am parcurs anii facultății împreună și am crescut împreună, da. Pentru mine a fost foarte importantă experiența aia de stat în scenă, cap-coadă, o oră și ceva și... Într-o tensiune foarte mare. Într-o tensiune foarte mare, dar extrem de plăcut de jucat. Poate asta e partea masochistă a meseriei, cât îți place să joci așa ceva, dar era o enormă bucurie pentru mine să joc spectacolul ăla. Da. Și un rol important în cariera mea, așa, dacă mă gândesc. Și pe aceste drumuri, undeva, ați simțit nevoia unui spațiu de siguranță. Și ați ales să fiți angajată într-un teatru. Îngrădește angajarea într-un teatru de stat libertatea unui actor? Desigur, angajarea presupune și... cu niște responsabilități și cu niște cuvântul reguli. Angajare, exact, exact. Deja e, da. Presupune un tip un de... contract, un, da, un drept de, și obligație. Exact. Răspundere, da? Mă angajez undeva. Da, desigur, ai nevoie să îți asumi faptul că ai ales să faci parte dintr-o trupă de teatru și atunci, dintr-un teatru, și atunci, da, trebuie să prioritizezi pe alocuri teatrul respectiv, dar spre bucuria mea, până acum, într-un an de zile, am lucrat două spectacole până acum și urmează să mai începem repetițiile la altul și... n-am simțit deloc constrângeri. Da. Nu, din contră am simțit bucurie, am lucrat în proiecte care m-au entuziasmat din punct de vedere profesional. Și atunci nu o simt încă. Nu, sper că să nu o simt niciodată ca o constrângere și da, sper să cresc și să am întâlniri importante în teatru și desigur vreau să continui să lucrez în București, ceea ce și fac, adică există timp dacă vrei, dacă îți faci. Da. Există foarte multă rigoare în viața unui actor, nu? Fără de care n-ar rezista. Da, e nu e doar boemă. Nu. Cum se vede? Nu. Ceva artistic. Numai visare, numai un actor la nivel înalt are nevoie de multă rigoare, într-adevăr, adică are nevoie de pregătire, are nevoie de studiu individual, de o pregătire fizică chiar și de pauze, cred că. Adică nu sunt, cel puțin am trecut așa de o perioadă și o vârstă, sunt cumva între lumi, între partea aia care voia să facă tot repede, mult, deodată, și această Ana care spune nu neapărat dacă faci mai mult, e mai bine, ia-ți și pauze, ia-ți și... și da, îmi iau pauze, adică... Pandemia, în care am luat toți pauză. Oh, da. Am vrut, am luat pauză. Da. Ce a însemnat pentru dumneavoastră? Ceva necesar sau v-a scos din ritm? Nu, a fost ceva foarte necesar. Eram fix în perioada foarte obositoare și deja îmi pierdusem un pic
sensul, cred. Lucram la serial, deci aveam în fiecare săptămână filmări, plus lucram la Nora, sau deja terminasem Nora și Îndoiala. Aveam foarte multe spectacole, trebuia să fac și o înlocuire. A fost foarte greu de dus pentru mine pe perioada aia și atunci, în pandemie, am respirat un pic. Adică n-am să zic că a fost ceva groaznic. Evident, după o lună deja piciorușele mi voiau să umble, să ajungă pe scenă undeva. Da, în prima parte mi-a plăcut, mi-a făcut bine. A fost și o bună ocazie de a mai descoperi lucruri despre mine, de autocunoaștere, de a mai înțelege cine sunt, după că e și periculos să alergi așa dintr-un proiect în altul, dintr-un loc în altul și nu prea mai știi, mai ales când ai o vizibilitate la public și lumea deja consideră că te știe într-un fel. Și te dai seama că tu nu mai știi exact. Și e destul de îngrijorător. Poți fi devorat, nu? De succes la un moment dat. Aș exagera să spun. Da, aș exagera să spun că am fost devorat de succes, dar cred că pe alocuri mi se atribuia o imagine cu care eu nu mă simțeam, nu simțeam că mă identific. Și asta m-a speriat destul de tare. Adică felul în care eram cunoscută pe stradă nu simțeam că mi-aduce neapărat tot timpul bucurie sau cinste. Și atunci, da, m-am speriat un pic, recunosc. Și am și luat niște decizii în conformitate cu ce am simțit în interior. Chiar dacă pe o perioadă lipsa televiziunii sau așa ți aduce poate financiar da, niște dezavantaje, cred că am luat deciziile bune la da, momentele potrivite. Da, pentru că potrivite. Sunt actori acaparați de televiziune și care, din păcate, sunt identificați de public, oricât de bine ar juca pe scenă cu personajele din seriale. Da. E greu da. Să îi rupi. Da. Nu zic nu în niciun caz dacă mi-apare un serial, vreau doar să aleg. Să controlați. Să controlez și să am deci norocul de a alege. Deci sunteți în etapa în care puteți refuza roluri în teatru sau în film. Poți refuza oricând. Trebuie doar să-ți asumi. Nu eram în sensul în care veneau foarte... Asta vreți să spuneți, că veneau foarte multe oferte spre mine și eu am zis nu. Nu. Din contră, am avut curajul... Nu mi se potrivește mie. Da, am avut curajul să spun nu unui lucru în momentul în care... După aia a venit pandemia, adică am zis nu și după aia a venit pandemia. Te gândești, oare am luat decizia bună, oare nu. Acum consider că am luat decizia bună, chiar dacă... Da, pur și simplu trebuie să te aliniezi cu sufletul tău și să iei deciziile în conformitate cu asta. Cred, zic eu. Mi-a plăcut o definiție dată de o colegă de generație în care spunea că succesul este ceva ca o electrocardiogramă, când sus, când jos. Viața unui artist este ca o electrocardiogramă. Când ați fost jos și cum v-ați ridicat? Ați fost vreodată jos? Cred că jos și sus de obicei se petrece în interiorul nostru, dincolo de circumstanțele exterioare. Adică mi s-a întâmplat să fiu sus și eu să mă simt jos. Foarte jos. De asemenea și invers. Da, există momente în care te sperie că nu vin regizorii la tine să-ți propună un rol. A fost un an de zile aproape în care n-am lucrat nimic. Evident, n-am lucrat nimic, poate roluri în teatru. Da. Și te sperie foarte tare. Te sperie, te face să te gândești ce am făcut greșit, oare nu sunt destul de bună. În continuare sunt gândurile astea care la începutul carierei erau mai pregnante, dar nu ai nicio siguranță cumva că lucrurile astea nu se vor mai întâmpla în viitor și sunt convinsă că și actorilor mari și
de care oamenii ar zice niciodată n-o să fie îndeplin, n-are cum, Xulescu să... Sunt sigură că au avut perioade și dacă ascultați interviurile actorilor cu experiență, spun, am avut perioade în care aveam impresia că nu mă mai vrea nimeni. Da, cum se zice, e o meserie de cursă lungă. Și îmi dau seama că, de fapt, momentele alea în care nu am jucat și în care eu mă simțeam ignorată de lumea noastră, lumea teatrului, au fost niște experiențe minunate personale pe care le-am trăit și fără de care eu acum nu aș fi fost la fel. Și atunci de ce să mă supăr că am avut ocazia să trăiesc niște lucruri minunate, extraordinare. Sunt din contră foarte bucuroasă că am avut timp și da. Cu ce combustibil alimentați această cursă lungă? Ce puneți acolo în cazanul care trebuie să declanșeze motorul? Combustibil. Cred că nevoia de a mă exprima. Da, cred că am un tip de ființă care are multe emoții clocotind în interiorul său și atunci, da, am nevoie să exprim într-un fel sau altul. Asta e la un nivel de început, la nivel bazal cumva ce făceam la început, să-mi exprim emoțiile. Acum cred că e și un tip de aproape ceva spiritual în arta teatrală. Adică teatrul pentru mine trece granițele cotidianului care pot fi anoste de cele mai multe ori și poți atinge niște nu emoții, niște stări. Niște vârfuri niște magice supape, aproape. Deschiși, de supape, către altceva. Exact, către alte lumi nepalpabile. Și asta mă face să mă întorc mereu. Magicul acela și de fapt esențialul din meseria noastră cumva. Că nu care îl preluăm și noi. Da, în cele mai bune, în cazurile fericite, el se transmite către public. Da, și asta se simte și la noi, adică nu e ceva ce putem, n-ai cum să ignori asta. Există această relație, interdependență între actori, în primul rând, între public și actori. Se simte un public rece? Da, se simte. Se simte, da. Personal o iau ca pe o provocare. Când simt că oamenii sunt foarte reticenți, ok, înțeleg. Și încerc să fiu poate și mai prezentă în scenă, și mai. Poate ceva din felul în care suntem noi, mă gândesc pe scenă. Poate ceva, se simte ceva mecanic sau... Și atunci încerc să fiu cât mai ancorat în prezent, să fiu și mai vie în scenă ca să... Și uneori chiar se poate întoarce un public rece. Da. Dar e și zicala aia că publicul are spectacolul pe care îl merită, nu? Merită, da. Cam așa este. Da. Jucați încă roluri de adolescentă. Da. Și vă ies. Și mă gândesc la ultimul spectacol pe care l-am văzut acum câteva zile, premiera de la Teatrul Toma Caragiu, în care sunteți o adolescentă a timpului de astăzi, o adolescentă rebelă, dar în care puneți ceva din tandrețea personajului din Lilium, din cel din tinerețea noastră, deci undeva le mixați într-un alt aliaj. Era diferită adolescența dumneavoastră de adolescența de acum? De unde v-ați luat inspirația, din ceea ce simțeați dumneavoastră ca adolescent, din text pur și simplu sau din ceea ce vedeți în jurul dumneavoastră între tineri? Personajul e foarte credibil. Cum se mișcă, cum vorbește, cum te enervează. Mă bucur că încă mai am ocazia să joc adolescente, deși
este cumva comic faptul că în același timp joc și o mamă, o să joc o mamă cu doi copii și acum joc o adolescentă de 17-18 ani. Da, mie mi se pare comic și mă și bucură că am așa o mare partitură. Cred că e un mix din tot ce ați spus mai devreme, ce pun, ce am pus în acest personaj. Nu este adolescența mea. Eu am fost o fată foarte cu minte, nota 10 și cred că tocmai faptul că nu mi-am exprimat furia adolescenței la timpul ei, acum am ocazia, ceea ce este minunat. Există și părți cu care mă atinge pe mine personal, personajul. Și da, folosesc și asta. Dar și ce văd în jur cumva, adică a fost o întreagă, am încercat și eu și Andrei împreună cu regizorul Horia Suru să ne apropiem de lumea asta muzicii trap, de exemplu, cu care eram cu toții. Andrei Radu a trebuit să-și dea cluga jos, să-l recunosc. A, frumos. Da, e o lume extrem de interesantă și nu trebuie să uităm că oamenii ăștia vor deveni cândva adulți și ei au nevoie de niște oameni care să-i reprezinte. Și deși poate noi nu empatizăm cu genul ăsta de muzică sau dacă ne amintim cu adevărat, eu cel puțin, dacă mi-amintesc ce muzică mai ascultam la 7-8 ani, nu e atât de diferită de ce se ascultă azi. Nu atât de diferită. Da. Să zicem. Și am încercat să ne apropiem prin muzică. Evident că a fost pe alocuri o bucurie, pe alocuri un calvar, dar un proces interesant, aș putea spune. Adică ne-a bucurat și mă bucură foarte tare să cânt melodiile în spectacol. În general îmi place să cânt pe scenă, în spectacol, jucând o adolescentă. Da, e un personaj pe care recunosc, sunt personaje care mă distrează, nu pot să zic altfel. Da, mă bucură că le joc, sunt entuziasmată că le joc. Desigur, am avut emoțiile firești ale unei premiere. Da, unei premiere. Culmea e că, ca să înțelegeți cum e meseria asta, la primul spectacol n-am avut atât de mari emoții. Dumneavoastră cred că ați văzut al doilea spectacol. La primul spectacol n-am avut atât de mari emoții. La al doilea știam că vine toată familia, logodnicul meu cu mama lui și da, evident că emoțiile au fost mai mari. Asta e inexplicabilul din meseria noastră, dar mă simt bine cu ce a fost și sunt sigură că odată ce relaxarea va continua să crească, va crește și rolul pe care îl joc și spectacolul să crească, da. Ați folosit cuvântul logodnic și pun întrebări indiscrete. O să aveți timp de viață de familie în spațiul dumneavoastră? Îmi voi face timp. Da. E un lucru care mă împlinește și e firesc. Și da, cred că n-aș fi complet. Adică nu sunt genul de actor, actriță care să dedice tot meseriei. Fac, evident, tot ce ține de mine în limitele normalului meu. Adică îmi doresc o viață de familie, îmi doresc copii, adică și sunt o grămadă de exemple de actrițe foarte mari care au copii și nu e nicio problemă. Evident, e o pauză de câțiva ani. Chiar colega de scenă în ultima premieră, Florentina. Exact. Evident, există o pauză pe care trebuie să ți-o asumi în cariera ta, dar eu încerc să mă uit la femeile și actrițele care au făcut asta cu bucurie și fără teama. Evident că există teama, rămân în urmă, nu mă mai caută lumea, o să mi se transforme corpul, dacă nu o să mai arăt, dacă nu o să... Evident, există. Dar cred că bucuria unui copil și a unei familii merită asumarea acestor riscuri. Merită. Da, clar.
trecut timpul. Haideți să spunem în ce vă poate vedea publicul și unde. Să le luăm pe rând așa. La Teatru Toma Caragiu din Ploiești, în spectacolul Avaru, în spectacolul Fiul, da. În spectacolul Lapte, ultima noastră premieră, de asemenea în București, la Centrul Cultural Lumina, în spectacolul Pălăria și în Școala Nevestelor. Să sperăm tinerețea noastră. Lilium, să sperăm. Îndoiala. Oh, da. Da, toate la Centrul Cultural Lumina. Și sperăm cu alte premiere și cu alte spectacole care să vă încânte să continuăm tot așa. Să vă urmărim și pe mai departe. Da. Vă mulțumesc pentru acest dialog. O să văd, deci, Pălăria de două ori, pentru că jucați la dublu cu... Da, cu Maria Obretin. Maria Obretin, da. Mă bucur că am intuit că sunteți un om solar, un om care împrăștiați lumină, nu întâmplător poate jucați la lumina. Și... vă doresc să găsiți în spațiul dumneavoastră timp și loc pentru tot ceea ce vă doriți. Cred că se poate. Și eu cred că se poate. Vă mulțumesc foarte frumos. Câteva cuvinte pentru cei care ne ascultă. Vă așteptăm cu drag la spectacole de teatru dacă vreți să simțiți un pic din magia de dincolo de lucrurile cotidiene. Teatru ajută la împlinirea acestei funcții, magia. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru atenție. A fost un dialog sincer și cald cu Ana Crețu. Cred că v-am convins că tânăra generație trebuie urmărită și mai ales trebuie investită cu multă încredere și cu multă iubire din partea noastră ca spectatori. Premiere multe la Ploiești, în București, în țară. Toamnă luminoasă, nu uitați, mergeți la teatru. Mulțumesc!